Matei 28, versetul 16. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Amin. Vă rog să vă mulțumesc. Dumnezeu ne-a pus pe inimă în această seară un mesaj special. Și mesajul din această seară de la studiul biblic, după cum vă dați seama, este în două limbi. Dacă nu erau atât de mulți olandezi, predicam și vorbeam numai în limba română. Dar pentru că olandezii sunt aproape la fel de mulți ca și noi. Și pentru că cuvântul lui Dumnezeu este important și pentru români și pentru olandezi. Încercăm să predicăm și în limba română și și în limba olandeză. Asta pentru că vă iubim. Și vă iubim foarte mult. Și dacă suntem împreună pe pământ, nădăjduim că vom fi prin harul lui Dumnezeu și în cer. Aș vrea să învățăm în această seară câteva adevăruri fundamentale, de fapt doar două. În Biblie sunt multe porunci și trimiteri. Dar dintre astea multe le porunci, două sunt cele mai importante. Marea poruncă și marea trimitere. Marea poruncă sau cea mai mare poruncă din Biblie ne este spusă de Domnul Iisus și o găsim în Marcu la capitolul 11 și acolo Domnul Iisus ne zice așa: ascultă Israel, Domnul Dumnezeul tău este un singur Domn și acum să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, este cea mai mare poruncă. Și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Însă, asta este marea poruncă. În textul pe care l-am citit însă în această după-amiază, în Matei la capitolul 28, versetul 19, găsim cea mai mare trimitere. Și Iisus Hristos a dat și cea mai mare poruncă. Însă Domnul Iisus a dat și cea mai mare trimitere. Și auziți acum care este marea trimitere. Matei 28:19. Duceți-vă și faceți ucenici. 19. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Asta este marea trimitere. Vă rog să ne uităm încă câteva momente în pasajul care l-am citit. În limba română și sper că și în limba olandeză traducerea este identică. În versetul 18, Domnul Iisus s-a apropiat de ei.
a vorbit cu ei și le-a zis. În versetul 18, Iisus kam hinzu und sagte. Acum, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Mai este alle Kraft gegeben in der Himmel und auf Erden. Toată. Este și în limba engleză, toată. Deci, toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ, semnează Iisus Hristos. În versetul 19, Iisus zice, duceți-vă și faceți ucenici din toată lumea. Toată lumea. Iisus a spus, și în versetul final, Iisus zice, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Acum, vă rog să rețineți adevărurile acestea simple, dar fundamentale. Dacă nu împlinim marea poruncă, nu vom împlini nici marea trimitere. Trebuie să reținem adevărurile acestea. Cea mai mare poruncă din Biblie este să-L iubesc pe Dumnezeu cu toată inima mea. Asta este marea poruncă. Dar marea trimitere este să merg în lume și să predic Evanghelia. Dacă împlinesc marea poruncă, voi împlini și marea trimitere. Și frații din Olanda care sunt cu noi aici în această după-amiază, îmi demonstrează mie că ei împlinesc marea poruncă. Și pentru că împlinesc marea poruncă, împlinesc și marea trimitere. Și au venit în România să ne ajute pe noi românii să facem evangelizare. Amin. Alo, amin. Amin. Vă rog să ziceți amin. Vedeți, în creștinism, în lumea lui Dumnezeu, totul depinde de marea poruncă. În creștinism, alles hängt ab von der grote gebot. Un creștin autentic, ein echter Christen, este iubitor, is liefdevol, dar și molipsitor. 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 Un creștin autentic este iubitor, da, și contagios. Contagious. Da, right? Contagios. You got it? Un creștin, trebuia să găsesc un sinonim. Deci, un creștin adevărat este și iubitor, dar și molipsitor. Adică, se transmite. Ce am eu, se transmite și la alții. Un creștin adevărat, un creștin autentic, este injectat cu o infecție pozitivă. Acum l-am pus la grea traducere. Însă, fraților, dacă Duhul lui Dumnezeu este în mine, îl iubesc pe Dumnezeu cu toată inima, dar și vestesc Evanghelia la alții. Un creștin autentic e o oaie. E o oaie. Este un scap. Acum. Oaia naște miei. Scap. Vreng lamii. Unul pe an. Vreng pe an. Fiecare oaie. Ieri scap. Eu vin din lumea ciobanilor. Comt in legos van herder. Fiecare oaie pe an face un miel. Ieri scap. Elk jaar maakt een lamie. Măcar un miel. Tenminste, un lamie. Lupii fac mult mai mulți pui decât oile. Vossen, die maken veel meer jongen, brengen veel meer jongen voort dan een schaap. Oaia face un miel pe an. Een schaap brengt maar één lammetje per jaar. O lupoaică fată 3, 4, 5 lupișori pe an. Een
tot 3,5 foșes pe an. Și totuși oile sunt mai multe decât lupii. Maar toch zijn er veel meer schapen dan dat er vossen zijn. Și asta este un miracol. Dat is een wonder. Asta este numai puterea lui Dumnezeu. Alleen maar de kracht van God. Amin. Acum, încă un adevăr pe care trebuie să-l învățăm cu toții. Oaia care nu naște miei. Een schaap, wat geen lammetjes voortbrengt. Este steaua. Niet vruchtbaar of onvruchtbaar. Și trebuie dusă la abator. Hij moet naar een stafan. O oaie, spiritual vorbind. Oaie care nu naște miei, nu-i bună. Een schaap dat geen lammetjes voortbrengt, is niet goed. Domnul Iisus Hristos ne-a spus tuturor în Marea Trimitere, mergeți și faceți ucenici. God die zegt tegen ons allemaal in het zendingbevel, ga heen en verkondig alle volken. Din toate neamurile, alle volken. Botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. In de naam van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Noi la sfârșitul lunii iulie vom avea un botez. Aan het eind van deze maand hebben we een doop. Aici în biserică. Hier in deze kerk. Dacă Domnul va voi. Als de Heer wil. Știți de ce îi botezăm pe oameni? Weet je waarom? Dopen hier? Pentru că Iisus Hristos a poruncit să facem asta. Omdat Jezus het ons ook geboden heeft. Și dacă Iisus Hristos a poruncit, als de Heer ons noi trebuie să ne supunem. Moeten wij ons onderwerpen. Marea poruncă este să-L iubești pe Dumnezeu. Het grote gebod is om Hem. Și când îl iubesc pe Dumnezeu, als ik Hem lief heb, voi deveni făcător de ucenici. Dan worden wij makers van discipelen. Voi deveni evanghelist. Dan worden we automatisch evangelisten. În 1956, marele evanghelist Billy Graham, in 1956, de grote evangelist Billy Graham, a spus un lucru pe care eu o să vi-l citesc. Heeft hij iets gezegd wat ik nu voor ga lezen? Dacă toate bisericile ar fi angajate în evangelizare constantă, als alle kerken zich bezig zouden houden met continue evangelisatie, dus deci, în fiecare zi, elke dag, nu cred că ar fi fost nevoie să se nască cineva ca mine. En was het niet nodig dat er iemand geboren zou worden zoals ik? Billy Graham, de grote evangelist. Repet încă o dată. Dacă toate bisericile, și asta o spunea în 1956 când m-am născut eu, dacă toate bisericile ar fi angajate în evangelizare constantă, als alle kerken zich bezig zouden houden met evangelisatie, nu cred că ar fi fost vreo mare nevoie să se nască oameni ca mine. Dan was het niet nodig dat de mensen op deze wereld zouden zijn zoals ik. Am citit că în India un episcop metodist, ik heb deze in India is een cu numele de Azaria, episcop, iemand die hoofd in de hiërarchie staat van de. După ce botezau oamenii și ăștia ieșeau afară din apa de botez, nadat hij als die mensen gedood heeft, le cerea credincioșilor să-și pună mâinile pe cap așa, vraagt hij aan de doopelingen om hun hoofd și să rostească după el următorul angajament. În vraagt is het volgende na te zeggen. Și angajamentul scrie așa, spune așa. Sunt creștin botezat. Ik ben een gedoopt christen. Și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia tuturor. En ik ben heel serieus dat ik het Evanghelie predic, dat ik het Evanghelie door. Ce ziceți de ideea asta să o facem, să o aplicăm și noi, și în România și în Olanda? Wat denken jullie van dit idee? Omdat het pas in onze doopvisie. Asta înseamnă că trebuie să vă mai botez încă o dată pe fiecare. Dat betekent dat we allemaal opnieuw gedoopt moeten worden. Însă dacă împlinesc marea poruncă, als ik een grote gebod vervul, voi împlini și marea trimitere. Zullen we ook het zendingsbevel vervullen. Și acum, în încheiere, tot slot, ce nu este evangelizarea? Wat is niet evangeliseren? Evangelizarea nu este o activitate sporadică. Evangeliseren houdt niet in dat het zo af en toe een activiteit is. Adică din când în când. Zo af en toe, sporadisch. Evangelizarea nu este o activitate pe care să o facem din când în când și cu ocazia aia să-i chemăm pe oameni la evangelizare. Het is geen activiteit die we zo af en toe doen en af en toe is mensen uitnodigen naar de kerk. Adică o dată pe duminică, o dată pe lună sau o dată pe an.
bijvoorbeeld een één keer per zondag of één keer per maand of één keer per jaar. Chemăm pastor cheltuind enorm foarte mult cu evangelizările speciale și uneori nu se întâmplă nimic. Să zicem eu geld en we doen een speciale activiteit, maar er gebeurt helemaal niks. Deci evangelizarea nu este o activitate pentru biserică din când în când. Evangelizatie is niet een activiteit die we als gemeente zo af en toe. Și evangelizarea este activitatea noastră normală continuă. Ja, evangeliseren. Zo weet ik dat minuut putem. Dat het een normale activiteit is die continu aanwezig is in ons als gelovigen, als christenen. Thank you for a strong amen. Amen. Fraților, dacă îl iubim pe Dumnezeu, ăstea sunt adevăruri comode care vi le spun în seara asta. Als we God lief hebben, dan hebben we haar. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, împlinim marea poruncă. God lief hebben, vervullen we de grote opdracht. Dar dacă împlinesc marea poruncă, împlinesc și marea trimitere. Als we de grote opdracht vervullen, adică devin evanghelist. Dan worden wij evangelisten. Numărul 2, ce nu este evangelizare? Het tweede punt, wat niet evangeliseren inhoudt. Evangelizarea nu este o lucrare individuală. Evangelizatie is niet een individueel persoon. Adică, să nu cumva să credeți, fraților, că noi suntem trimiși așa de unii singuri la evangelizare fără știrea bisericii. Geloof niet dat jij de enige bent die uit moet gaan zonder dat kerk ervan weet. Adică atunci când se face evangelizare și faci evangelizare, trebuie să știm că te-ai dus în evangelizare și să ne rugăm pentru tine. De gemeente moet weten dat je aan het evangeliseren bent, zodat de gemeente kan bidden. Că în același timp, însă, să nu așteptați ca pastorul să vă trimită la evangelizare. Tegelijkertijd verwacht niet dat de voorganger je uit moet zenden om te gaan evangeliseren. Pentru că sunt pastori care niciodată nu îi trimit pe membrii bisericii la evangelizare. Er zijn namelijk voorgangers die dat nooit zullen doen. Dus verwacht dat niet, wacht niet op het moment dat een voorganger dat doet. Want misschien doet hij het wel nou. Domnul Iisus a zis că trebuie să facem evangelizare non-stop. God heeft gezegd, we moeten evangeliseren non-stop. Amin. Hallo, amin. Trebuie să facem evangelizare non-stop. We moeten evangeliseren non-stop. Evangelizarea, fraților, este un mod de viață al creștinului autentic. Evangeliseren is onze levensstijl. Als we waarlijke christenen zijn, als waarlijke christenen. Ce nu este evangelizarea, numărul 3. Nog een punt, een derde punt, wat niet evangeliseren inhoudt. Evangelizarea nu este o lucrare la care sunt chemați numai oameni cu diplomă. Ca o misiune. Evangelizarea houdt niet in dat het alleen maar diegenen zijn die daar een diploma van hebben. Sau ca mine. Sau, of zoals Daniel. Sau ca el. Noi avem ceva diplome. Evangelizarea este poruncită de Domnul Iisus tuturor celor ce cred în El. Evangelizarea este voor iedereen die in Hem gelooft. Niet voor alleen mensen die daarvoor apart zijn. Avem în biserici, și vă rog să notați statistica asta. We hebben in de kerken. În România și și în Olanda. In Roemenië en Nederland. Avem în biserici mii de oameni, mii de creștini. Duizenden christenen. Care în afară de a veni la biserică nu fac nimic. Die buiten het feit dat ze naar de kerk komen op een zondag, helemaal niks doen. Ei doar vin la biserică, spun slavă Domnului, amin, cântăm o cântare, zicem Tatăl nostru și ne tirăm acasă. Ze gaan naar huis, ze komen in de kerk, ze zeggen dat onze vader, ze horen de preek, ze gaan naar huis en het is klaar. Cred și mărturisesc așa. Ik geloof en ik getuig dat dat waar is. Că orice creștin născut din nou. Maar iedere wedergeboren christen face ucenici. Maakt discipelen. Orice creștin născut din nou vestește Evanghelia. Iedere wedergeboren christen. Dacă ești născut din nou, vestești. Evangeliseert. Slab cum ești, păcătos cum ești, naiv cum ești, vestești. Zonder zoals je bent, of zo slecht zoals je bent, je spreekt het in. Evangelizarea nu se face doar de evangeliști consacrați. Evangeliseren is niet alleen voor degenen die daarvoor apart gezet zijn. Evangeliști și misionari plătiți. Betaalde zendelingen. Nu toți putem cânta. Niet iedereen kan zingen. Nu toți putem predica. De aici de la Amor. Niet iedereen. Nu toți putem declama. Niet iedereen kan spreken of niet iedereen kan voor. Nu toți putem nici dărui financiar. Niet iedereen kan geven.
Dar toți putem să-L vestim pe Iisus Hristos. Eu știu că unii n-avem bani. Zijn onder ons die geen geld hebben. Alții spunem că n-avem talente. Zijn anderen die zeggen... De cântăreți, de declamator. Zijn anderen die zeggen, ik heb geen talent, ik kan niet zingen, ik kan niet spreken. Dar dacă sunt născut din nou, als ik ben geboren, toți trebuie să facem ucenici. Dan niet, wij allemaal moeten een discipel maken. Știți cum am ajuns noi mântuiți? Weet je hoe wij gered zijn? Cineva ți-a vestit Evanghelia. Iemand heeft ons verteld. Cineva a venit la tine. Iemand is naar ons toe gekomen. Și ți-a vestit cuvântul lui Dumnezeu. Heeft het woord van God gesproken. Cineva a venit și te-a chemat într-un loc unde se predica Evanghelia. Iemand heeft je geroepen naar een plek waar het woord van God is. Ce înseamnă? Că cineva a pus în practică marea trimitere. Iemand heeft praktisch gemaakt. Și din cauza aceasta suntem mântuiți. Din cauza asta suntem acum în casa Domnului. Dat is de reden waarom we nu in huis. Pentru că cineva l-a iubit atât de mult pe Dumnezeu. Wat iemand is geweest, s-a supus cuvântului lui Dumnezeu. En heeft gehoorzaamd aan God. Și ți-a vestit ție și mie Evanghelia. Să vă dau acum o situație, poate că unii ori este imaginară, dar alții ori este foarte reală. Ga je een situatie vertellen? Într-o biserică mare, într-o biserică mare, dar nu din România și nici din Olanda. In een grote kerk, niet in Roemenië, natuurlijk ook niet in Nederland. Într-o duminică dimineață la orele 10. Op zondagochtend, een uur of 10. A intrat un om în biserică la orele 10. Kwam er iemand binnen? Hotărât ca după slujbă să se sinucidă. Besloten om na de dienst zelfmoord te plegen. Dar înainte de a se sinucide, maar voordat hij zelfmoord pleegde, a intrat în biserică să vadă dacă nu cumva Dumnezeu îi va spune ceva lui special. Is hij naar de kerk gekomen om te horen of God niet ook iets speciaals tegen hem gezegd had. O altă persoană s-a dus în aceeași biserică, la aceeași oră, o biserică mare. Een andere persoon, en die kwam op hetzelfde moment de kerk binnen. Fata asta era însărcinată. Deze vrouw is al zwanger. Și se gândea să facă avort. En ze dacht eraan om abortus te plegen. Dar a zis, mă duc la biserică. Maar ze dacht, ik ga naar de kerk. În această dimineață. Deze zondagochtend. Poate că Dumnezeu mă va spune ceva. Het zou kunnen dat God iets tegen me zegt. Și în biserica aceea mai intra și a treia persoană, tot o femeie de data asta. Ne kwam nog een derde persoon in de kerk binnen. Și persoana asta gândea cam așa. En ze dacht als volgt. Nu mai merge nimic bine în viață. Er gaat niets goed in mijn leven. Nu mai am bani. Ik heb geen geld meer. Și am auzit că femeile care se prostituează fac bani foarte repede și foarte ușor. Ja, ze zit in de prostitutie, want daar kan ze snel geld mee verdienen. Zoiets heeft ze gehoord. Totuși, înainte ca să mă apuc să fac lucrul ăsta, mă mai duc o dată la biserică. Maar voordat ik beslis of prostituee kan worden of niet, ga ik naar de kerk. Era o biserică mare. Dat is een grote gemeente. Și în dimineața aceea, pastorul, mesajul pastorului a fost așa. Ăsta a fost. En op deze zondagochtend, de voorganger. Ce echipament îți trebuie când mergi într-o excursie creștină? Wat voor equipament, wat voor materiaal heb ik nodig om in een excursie van aanbidding te komen? În ziua următoare, adică n-a spus la nimeni nimic. Hij zei aan niemand niet. A pierdut vreme. În ziua următoare, in de volgende dagen, femeia s-a dus la prostituat, fata s-a dus și a făcut avort, de vrouw die pleegde abortus, și bărbatul s-a dus și s-a sinucis. De andere vrouw deed abortus, de andere zelfmoord. S-a dus și s-a sinucis. Pentru că un pastor, omdat er een voorganger was, n-a știut cum să predice în dimineața aceea. Niet wist hoe die voorganger goed moet brengen in deze ochtend. Fraților, oamenii au nevoie de Evanghelia lui Iisus Hristos. Și dacă noi nu predicăm, ei se vor duce în iad. Olandezii au venit în România luna aceasta, două săptămâni, să ne ajute să facem evangelizare în cartier. Dar noi trebuie să facem evangelizare cu ei. En wij moeten gaan evangeliseren samen met hun. Mulțumesc, amin. Amen. Dank u, amen. Amen. Asta ne cere nouă Dumnezeu. Dumnezeu nu i-a chemat numai pe ei să facă evangelizare. Ci și pe noi împreună cu ei. Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și acum,
Vreau să închei spunând încă două lucruri importante. Vom trei din exemplu pentru the gospel. Există în Biblie două tipuri de evangelizare. In the Bibles, there are two different manieri of evangelizare. Primul l-am numit așa, evangelizarea care se numește Ioan Botezătorul. Evangelizare Ioan Botezătorul. De eerste din număr, evangelizarea zoals Johannes de Doper. Știți cum este evangelizarea de tipul Ioan Botezătorul? Iertare iubită de noi, pocăiții. Cum e asta? Știți ce făcea Ioan? Se ducea în pustie, Ioan Botezătorul. Ioan se dau prin timp în și chema la oameni, pe oameni, la el în pustie. Și anunța așa, duminică la ora 6 p.m. Ja, dat gaat dus volgt. Zondag om 10 uur. Vă invităm să veniți în pustie la evangelizare. Dan nodigen we mensen uit om hier te komen. Ioan era un predicator foarte bun. Johannes de Doper was een goede spreker. Însă foarte dur. Maar erg... foarte direct. Heel direct. Nu avea milă de nimeni. Hij had geen genade met niemand. Dar îi chema pe oameni. Maar hij riep mensen. Veniți, lăsați totul. Și duminică la ora 6 după masa să fiți în pustie la evangelizare. Și oamenii se duceau. Asta este evangelizarea de tip Ioan Botezător. Nu-i rău. Dar nu-i nici ideal. Nu-i nici biblic. Acum vă spun al doilea tip de evangelizare. Evangelizarea de tipul Iisus. Iisus Hristos. The second form of evangelism is the form of Jesus today. Știți cum este evangelizarea de tipul ăsta pe care eu am numit-o Iisus Hristos? Iisus Hristos nu se duce în pustie și cheamă oameni acolo. La ora mutare ne întâlnim acolo să fiți prezenți. Și Iisus Hristos se duce El acolo unde se plânge. Amin. Amin. El nu le spune oamenilor, duceți-vă acolo sau veniți acolo, ci Iisus Hristos, El se duce la oameni. S-a dus la vamă și a văzut un om și a zis, vină după mine. S-a dus la mare și a văzut doi oameni. Și le-a zis, veniți după mine. S-a dus la pescuit. Și a văzut acolo alți oameni. Și le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Și în final, Domnul Iisus Hristos s-a dus în Ierihon. Și acolo a văzut un om copoțat într-un copac. S-a oprit sub copacul lui. Și a spus, Zacheie, dă-te jos în grabă. Căci astăzi trebuie să intre în mântuire în casa ta. Și ce făcea Domnul Iisus? Iisus se ducea El acolo unde erau oamenii cu nevoile lor. Știi ce ne cheamă Domnul să facem? Să ne ducem și noi și să ne coborâm sau să ne urcăm la nivelul oamenilor. Asta este evangelizare de tipul Iisus Hristos. Asta este evangelizarea adevărată. V-ați pus vreodată întrebarea asta? De ce te-a așezat Dumnezeu în școala în care studiezi? De ce te-a așezat Dumnezeu în blocul și în scara blocului unde locuiești? De ce te-a așezat Dumnezeu în cartierul în care locuiești? De ce te-a așezat Dumnezeu la locul acela de muncă unde muncești acum? Cu două scopuri. Să câștigi niște bani la locul de muncă. Însă, pentru toți ceilalți, Dumnezeu te-a așezat acolo ca să faci ucenici. Ca să vestești Evanghelia. Și eu, dar și tu. Nu numai eu, ci și eu și tu. Și acum chiar închei. Nu știu ce planuri aveți dumneavoastră pentru viață.
Nu știu cum veți vrea să vă numiți și să fiți numiți în viață. Domnul profesor, domnul director, domnul avocat, domnișoara avocat, doamna acutare și domnul cutare. Benin welke titel je voor lang te hebben in je leven, een dokter of een advocaat of wat dan ook. Însă cel mai frumos titlu din Biblie și din lume. En de mooiste titel die je kan hebben, care se poate aplica unui om, care ook een man of een persoon van toepassing is. Este acesta. Dat is deze. Trimis împuternicit al lui Iisus Hristos. Tradus în limba modernă, în modernă fraz, ambasador pentru Hristos. Când Domnul Iisus ne trimite să facem ucenici, să facem evangelizare, El spune, vă trimit să fiți ambasadorii mei. Dacă tu și eu vom tăcea, iadul va fi populat, iadul va fi populat și cerul va fi depopulat dacă noi tăcem. Însă dacă noi vestim Evanghelia, cerul va fi populat, ai tăi vor ajunge în cer, ai mei vor ajunge în cer, când ei împlinesc marea trimitere. Să ne ridicăm. Să ne ridicăm.